Bună seara! Bine v-am regăsit! Astăzi vă invităm la o ediție aniversară, înregistrată în condiții speciale, dar cu aceeași recunoștință pentru toți cei care ne-ați fost alături în cei 6 ani de când există această emisiune. Pe 14 noiembrie 2014 demaram la TVR Internațional cu multă emoție, împreună cu Liliana Văduva în calitate de producător și cu mica echipa emisiunii, un nou program în care ne-am propus să vă aducem în atenție evenimentele, preocupările și realizările românilor din afara granițelor țării, ale celor din a doua Românie. Iată că de 6 ani, în fiecare seară de joi, am încercat să cunoaștem mai bine membrii activi ai comunităților românești din diaspora, dar și personalități din lumea artei, literaturii, sportului sau afacerilor. Și, desigur, vorbim astăzi cu câțiva dintre aceștia. Cu mare bucurie salut prezența în emisiune a unui om care face foarte multe, nu numai pentru comunitatea românească de peste ocean, dar și pentru imaginea României. Și nu oriunde, ci în al doilea cel mai mare oraș din America, la Los Angeles, acolo unde se află centrul cinematografiei și televiziunii americane. Singurul actor român de la Hollywood, care este și profesor de matematică și regizor de profesie. Bună seara, Tudor Petruț! Bine v-am găsit și felicitări pentru cei 6 ani și mi-aduc aminte cu mare plăcere că împreună am realizat o emisiune pentru românii din Statele Unite care se numea În direct București, care a fost una din cele mai de succes emisiuni la emisiunea de limbă română Arca TV din Houston, Texas. A fost o plăcere împărtășită, cu toții ne amintim cu drag și sperăm să mai repetăm acea experiență. Da, mulțumim acum pentru că ați acceptat să îi sărbătorim împreună pe românii din lume, datorită cărora există această emisiune la TVR Internațional. Nu mai fac nicio trimitere la liceenii, deși se vede afișul acolo în spate, și bănuiesc că nu e ceva neobișnuit pentru un actor să fie identificat cu un anumit rol aproape toată viața. Oh, sigur că da, absolut. Eu mă bucur foarte tare că, deși am început să am păr alb, încă lumea își aduce aminte cu mare bucurie de aventurile noastre adolescente. Și observ că filmul este urmărit cu mult interes până și astăzi de o nouă generație de amatori de cinema. Și interesant este că dacă pentru români veți rămâne întotdeauna șerban din liceenii, pentru americani ați rămas Peggy, dintr-o celebră reclamă foarte îndrăgită de publicul de acolo. A fost o perioadă foarte interesantă și, cum să spun, transformativă la vremea respectivă, pentru că te simți totuși absolut minunat când te recunoaște lumea pe stradă sau în locurile publice și cred că am făcut mai multe poze ca niciodată în acei ani în care am fost simpaticul personaj de care amintiți voi acum. Trăim acum, așa cum bine știm, vremuri interesante, pandemie, alegeri, schimbări. Cum se reflectă toate astea în viața unui actor, profesor de matematică de la Hollywood? Cum bine știți, ca și în Europa, ca și în România, școlile funcționează doar în spațiul virtual, cel puțin momentan, în California. Din cauza pandemiei, evident, Hollywood este, nici măcar la jumătate din capacitate, se filmează suficient de puțin. De curând au intrat în producție câteva din serialele de televiziune care sunt săptămânale, mai ales pe marile canale, pe canalele principale ale televiziunilor americane, și se preconizează că probabil că vom reveni cu mult mai multe producții, inclusiv producții de film, începând cu mijlocul lui ianuarie, bineînțeles în funcție de ce se întâmplă cu pandemia, pentru că sunt foarte multe restricții. Am văzut că există tot mai multe proiecte jurnalistice online, mai ales inițiate de românii din California, și sunteți implicat în multe dintre ele. Mă gândesc la Hora în America, de exemplu. Practic, în secunda de față, este singura revistă de limbă română care se mai publică ca revistă, deci are și versiune digitală, dar o primești prin poștă și apare niște condiții grafice absolut excelente. Ce bine! Și arată foarte bine, și este revista care prezintă
foarte mulți membri marcanți ai comunităților românești din Statele Unite. Sunteți foarte prezent în mediul online, pe rețelele de socializare, sau mă raportez eu la standarde greșite? Mai ales în perioada de pandemie, sigur, plictiseala te face artist mai mult decât trebuie. În zilele noastre, noi trebuie să menținem ca persoane oarecum publice din industria de televiziune și a filmului, trebuie să avem o prezență extrem de activă pe mijloacele de socializare. Face parte, practic, din meserie. Aproape e obligatoriu. Mai ales că a fost o perioadă foarte benefică, cea de dinainte de pandemie. Știu că ați fost primul actor român care a primit un rol principal într-un serial TV la postul NBC și vreau să ne povestiți un pic despre această experiență și care e acum situația serialului. Am avut noroc, bineînțeles, pentru că, într-un mod foarte ciudat și aleatoriu, un scenarist a gândit să scrie un personaj moldovean. Bineînțeles, am fost la probe ca toată lumea și fiind cel mai original moldovean din categoria mea de vârstă, singurul probabil, și nici măcar moldovean, pentru că să ne înțelegem exact, eu sunt jumate ardelean prin mama și jumate moldovean prin tata, pe Petruții sunt moldoveni. În orice caz am avut șansa să primesc acest rol. Asta înseamnă că am apărut în mai multe episoade, care este un lucru extraordinar pentru orice actor aici, într-un sitcom, deci un serial de comedie. Canalul NBC este unul dintre cele patru mari canale de televiziune americane. Am filmat cu mare plăcere alături de un grup de actori, în majoritate foarte tineri, și comedie, bineînțeles că nu numai faci telespectatorii să râdă, ci se râde absolut copios și la filmări. Din nefericire, din cauza pandemiei, multe din serialele care erau în producție s-au oprit și puține din aceste seriale care au ieșit din producție vor reintra înapoi în producție începând de anul viitor, așa că vedem din principiu șansele sunt foarte mici, ceea ce pentru mine e foarte bine, pentru că la sfârșitul primului sezon al acestui serial de comedie, personajul meu și al partenerei mele, o altă actriță de origine română, Gianina Toxan, deci noi doi soție în serial, am plecat în vilegiatură, ceea ce înseamnă că nu am fi apărut oricum în următoarele câteva episoade. Așa că eu, pe de o parte, nu mă bucur, dar pe de cealaltă parte zic că hai să facem alt serial. Sunteți un model pentru românii de pretutindeni, un model de succes, un om care nu doar și-a păstrat identitatea, dar a reușit chiar să valorifice, să o valorifice. Ați știut să folosiți acest bagaj identitar cu care ați plecat din România. Și vreau să ne spuneți care credeți că sunt cele mai valoroase elemente din acest bagaj cu care românii pleacă în lume. În primul rând că majoritatea românilor sunt foarte educați. Eu, cei 7 ani de acasă contează extraordinar de mult, așa cum era ea plină de ideologie, școala românească, cel puțin pe care am făcut-o noi, a fost absolut extraordinară, ca să vă dau un exemplu, la de nivel practic aici faci colegiu, care sunt anii preparatori pentru universitate, ca să fii la nivelul învățământului liceal românesc de pe vremea noastră. În egală măsură, românii sunt foarte descurcăreți, se pricep la orice. Și în general românul este simpatic, e deschis, face ușor prieteni. Și asta înseamnă că ne asimilăm destul de repede în comunitățile unde ne stabilim. Și în general lumea ne place pentru că suntem, avem farme, ca să zic așa. Sunt foarte mândru de prietenii noștri din comunitatea românească din California, că se mișcă, încearcă.
prospectează și ajung. Și aveți, de altfel, o relație importantă cu această comunitate, dar și cu România. Chiar dacă ați revenit în țară după o absență de 20 de ani, dacă nu mă înșel, păreți în continuare foarte apropiat de tot ce înseamnă identitate românească. Dar s-a schimbat în vreun fel relația cu România în timp? Bineînțeles, pentru că trebuie să recunoaștem, sunt aici de mai bine de 3 decenii, chiar s-au făcut 30 de ani de când am venit prima dată în sudul Californiei și dacă stau și mă gândesc, cel puțin acum, aritmetic, am locuit mai mult în Statele Unite decât am locuit în România. Mă face asta american, probabil, mă face asta mai puțin român niciodată. Și cum arată mica Românie, în care știu că trăiți acolo departe, pentru că și familia a învățat să trăiască românește, în ciuda acestei perioade foarte îndelungate și a distanței? Să nu uităm că în fiecare duminică noi băieții jucăm fotbal. Este, cum și nu fotbal american. Nu fotbal american, vai! Este nu numai, cum să spun, competiția în sine, pentru că, așa cum am spus, noi românii suntem și competitivi și la fotbal nu avem prieteni, nu avem frați. Important este că ne întâlnim în fiecare duminică și, bineînțeles, că după meci trebuie să stăm și la o bere repede și să ne mai spunem păsurile și să... cum să spun, să schimbăm o vorbă. Iar în ceea ce privește tradițiile românești, absolut le păstrăm cu sfințenie, mai ales că acum, uite, vin sărbătorile și cele americane și cele românești. Și uite că am spus românești, deși Crăciunul nu este o tradiție numai românească, dar pentru noi obiceiurile sunt absolut una din ocaziile în care revenim la eterna noastră sarma și așa mai departe. Și în afară de sarmale, ce își dorește Tudor Petrus de la Moș Crăciun anul acesta? Ar fi bine să revenim un pic în luminile rampei, pentru că a fost un an sterp și nu numai pentru mine, ci pentru, din nefericire, pentru majoritatea actorilor din Hollywood. Și așteptăm cu toții cu bucurie ca să... revină în producție și să înceapă producții noi, mai ales în film și televiziune, și cu speranța, bineînțeles, că prindem și noi cât un rolișor care, după cum bine știți, nu este extrem de simplu și de ușor. Cu siguranță, dimpotrivă, ținem pumnii strânși și vă dorim multă sănătate și multe bucurii. Salutări familiei și tuturor românilor cu care țineți legătura acolo, departe, în California. Mulțumim încă o dată pentru că ați fost împreună cu noi în această ediție aniversară. Vă așteptăm cu drag aici, în studioul TVR Internațional, să reluăm planurile de acolo, de unde le-am lăsat. Cu mare plăcere și cu mare drag, sper să am posibilitatea să vin în vizită, în primul rând ca să o văd pe mama vara viitoare, și eu sunt un optimist și cred că toată această situație va trece și vom merge înainte și ne vom întoarce la o oarecare normalitate, ceea ce bineînțeles că doresc tuturor românilor și României în general, să avem răbdare, putere și tărie, pentru că există și ziua de mâine și pentru că va fi soare și pe ulița noastră, așa cum obișnuia să spună tata. Numai bine, la revedere! Toate cele bune, multă sănătate vă doresc din California! Continuăm campania dedicată aniversării postului TVR Internațional, care împlinește la 1 decembrie 25 de ani de activitate. Vă prezentăm astăzi povestea unei asociații care de peste 10 ani promovează România în Germania. Vă invit așadar să urmăriți reportajul realizat de Sandrino Gavriloaia despre Asociația Culturală Româno-Germană Ateneum din Düsseldorf. Asociația Culturală Germano-Română Ateneum din Düsseldorf marchează în luna noiembrie acestui an un deceniu de la înființare.
a fost fondată la inițiativa unui cerc de intelectuali români și germani, cu dorința de a prezenta adevărata imagine a României, corijând modul puțin agreabil în care era înfățișată țara noastră în mass media occidentală după aderarea la Uniunea Europeană. În prezent, Ateneum a devenit una dintre cele mai vizibile organizații din cadrul comunității românești din Germania. De fapt, ecoul evenimentelor Ateneum a depășit teritoriul german, fie datorită unor membri ai asociației care trăiesc în Belgia, Olanda, Franța, Austria, Spania și chiar în Statele Unite, fie mulțumită unor proiecte transfrontaliere care s-au desfășurat în țări precum Franța, Olanda și România. Marcând date importante ale istoriei și culturii noastre și organizând manifestări complexe după modelul unui dialog al artelor, Asociația Ateneum și-a propus totodată să evidențieze vechile legături istorice, culturale și umane care conectează Germania și România în contextul unei Europe comune, unite și puternice. Cu 10 ani în urmă, împreună cu prieteni români și prieteni germani, ne-am hotărât să organizăm această asociație culturală germano-română, Ateneum, deoarece în acea perioadă, în ziarele, în presă, în televiziunea germană, se relata despre o Românie pe care noi nici nu vrem să o cunoaștem. Despre o Românie urâtă, românii erau cei mai răi, ei erau cei mai hoți, erau cei mai bandiți din toți bandiții lumii. Și atunci ne-am gândit noi că nu este aceasta nici limba noastră, nu este aceasta nici cultura noastră. Și am vrut să demonstrăm că România arată mult mai bine și că românii sunt oameni minunați. Activitatea a început cu o festivitate de deschidere la Muzeul Goethe. De ce Muzeul Goethe? Muzeul Goethe este așezat și are sediu în Castelul Jägerhof. Iar de Castelul Jägerhof ne leagă pe noi o parte minunată a istoriei. Din acest castel a plecat spre România prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen pentru a deveni principele și apoi regele României. Această pagină de istorie a fost ruptă din cărțile pe care le-am avut noi de studiu în școală. De acest castel Jägerhof suntem legați de numele marelui politician liberal Ice Brătianu, care a venit în 1866 la Düsseldorf pentru a avea această înțelegere cu casa de Hohenzollern-Sigmaringen. Festivitatea de deschidere a avut loc la Muzeul Goethe, deci la castelul Jägerhof, în prezența consulului general al României de la Bonn, excelența sa, domnul consul Vlad Vasiliu, care ne-a dat de-a lungul timpului foarte mult sprijin moral, ne-a susținut în activitatea noastră și s-a mândrit cu noi. De asemenea, societatea Goethe a fost prezentă, la fel ca și membrii asociației noastre din Olanda, din Franța, din America, din Anglia, din Belgia. Și am organizat un spectacol de toată cinstea, respectând citate din operele lui Goethe, ascultând muzica Quartetului Incanto din Timișoara, bucurându-ne de recitări foarte frumoase, bucurându-ne de un balet expresiv. A fost un început cu mari aplauze. Și așa am vrut să ducem mai departe toată activitatea. Festivitatea oficială a inaugurării acestei asociații româno-germane a avut loc pe 7 noiembrie 2010 în sala de bal a Muzeului Goethe, instituție găzduită de Palatul Jägerhof. Întâlnirea a fost prezidată de directorul de atunci al Muzeului Goethe, profesorul universitar Volkmar Hansen, actualul președinte onorific al Asociației Ateneum. Având această legătură quasi regală, am dorit să demonstrăm perioada frumoasă de formare a României, regele întemeietor, care a dus atât de mult bine României
și de aceea am reluat de fiecare dată evenimentele istorice. 150 de ani de la formarea dinastiei române prin regele Carol I. O epocă de înflorire economică și culturală. La aceeași dată aveam și 140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș și aveam și 115 ani de la Rapsodia Română. În prezența Alteței sale regale, Prințul Radu al României, am avut o serie de evenimente care au rămas în amintirea tuturor spectatorilor. Nu ne-am fi întâlnit cu toți în seara aceasta și nu am fi fost împreună dacă n-am fi avut un eveniment istoric. 150 de ani de la fundarea monarhiei în România. Îl avem ca oaspete de onoare pe Prințul Radu al României. Acum 150 de ani, atunci când Principele Carl, născut și crescut în Germania, a decis să vină să își alăture destinul țării noastre, nimic nu era pe continentul european simplu. Acești ultimi 150 de ani, pur și simplu, au fost pentru noi cea mai importantă perioadă din istoria noastră. Vreau să adresez și pe această cale mulțumiri Asociației Ateneum Română-Germană Ateneum și în mod deosebit sufletul acestei organizații, doamna Grama Medilanski. Majoritatea covârșitoare a românilor care sunt aici în Germania sunt foarte bine integrați în societatea germană. Pe de o parte, contribuie ei înșiși la dezvoltarea Germaniei, la dezvoltarea economiei germane, dar în același timp sunt, dacă vreți, și mesagerea ceea ce înseamnă valoarea adăugată a României pentru tot ce înseamnă construcția europeană, pentru consolidarea în continuare a proiectului european, la care o cooperare puternică cu Germania este esențială. Foarte frumos a fost și gestul președintelui Institutului Cultural Român, domnul Radu Boroianu, care ne-a onorat cu prezența dumnealui. Camera de Comerț a României au avut aici o întâlnire cu Camera de Comerț a orașului Düsseldorf, iar în sediu Areal Böhler, Muzeul Satului a înscenat un spectacol minunat cu costumele naționale frumoase, cu meșteșugarii care și-au arătat măestria în a forma ceramica, în a țese. Formația Trei Parale au întregit absolut totul, și prezența folclorică, și prezența meseriașilor, și a lucrătorilor, și a dansatorilor. A fost o îmbinare de mult și de toate. Profesorul Daniel Șandru și doctorul Moraru au prezentat cartea Anul Regal. Deci, o seară plină și o împlinire. Acest spectacol rămâne unul din cele mai frumoase pe care asociația noastră le-a realizat. Data de 7 septembrie 2016, seara la ora 8, în sala Schumann, Robert Schumann Sal, Camerata Regală a prezentat o parte a concertului festiv. Orchestra Art Camer Timișoara ne-a delectat cu un concert minunat. După statuia Cumințenia Pământului a fost prezentat un balet.
programul de itinerarii culturale pe urmele istoriei, organizat anual spre o cunoaștere nemijlocită a României în toate aspectele realității turistice, sociale, geografice, istorice, muzicale și artistice, a ajuns în 2019 la a șasea sa ediție. O etapă specială a acestui proiect de călătorii culturale s-a derulat în Franța, când românii și germanii membri ai acestei asociații au pășit pe urmele lui Constantin Brâncuș la Paris. Eu cred că succesul nostru al asociației a constat nu numai în a prezenta în Düsseldorf, în Essen și în Mettmann și în orașele din împrejurim spectacole culturale, dar și prin a mobiliza prietenii noștri directori de instituții culturale de a veni cu noi în călătorie în România, de a cunoaște țara la ea acasă. Probabil că cea mai însemnată și cea mai frumoasă excursie către România am făcut-o anul trecut, în septembrie. În această excursie am fost însoțiți și de directorul cultural al orașului Düsseldorf. Denn ich glaube, dass es sehr wichtig ist, an dem Europäischen Haus weiterzubauen. Das Europäische Haus bedarf gerade in der jetzigen Zeit durchaus Unterstützung und da kann auch ein Verein wie Athenäum sehr stark dazu beitragen, die Völkerverständigung zu verbessern zwischen Deutschland und Rumänien. Ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe und insofern bin ich auch dem Verein sehr, sehr dankbar, der seit fast 10 Jahren jetzt hier eine sehr erfolgreiche Arbeit macht im interkulturellen Austausch zwischen Düsseldorf und Bukarest. Am fost primiți la Muzeul Satului, am fost primiți la Teatrul Național de către directorul domnul Ion Caramitru. Am avut expoziția de pictură a pictorului Berea, născut în România și plecat la Paris. Am luat parte la 5 concerte excepționale din cadrul festivalului George Enescu. Am vizionat Muzeul Ștorc, unde domnul profesor Hansen a fost surprins să găsească acolo bustul lui Goethe și al lui Schiller. Am vizitat Muzeul Național de Artă, am vizitat Mitropolia, am fost într-o excursie la Villa Florica, Muzeul Golești, Mănăstirea Catolică Ciofliceni, o călătorie pe care putem să o lăudăm mulți ani de acum încolo. O scurtă excursie la Paris ne-a ajutat să-l prezentăm pe Constantin Brâncuș, atelierele lui Brâncuș, pe doamna Doina Lemnic. Am fost să vizităm și mormântul de la Montparnasse, mormântul lui Brâncuș. Am fost primiți la ambasada României de la Paris de domnul ambasador Luca Niculescu. De-a lungul anilor, odată cu notorietatea obținută prin implicarea autorităților locale, a membrilor, simpatizanților și prietenilor asociației, Ateneumul Româno-German din Düsseldorf a organizat manifestări, spectacole și întruniri memorabile la care au participat protagoniști ai vieții cultural-artistice, politice, academice și muzicale din România și Germania. Printre personalitățile noastre evocate prin intermediul acestor evenimente se numără regina Elisabeta, alias scriitoarea și artista Carmen Silva, principele Alexandru Ioan Cuza, Ice Brătianu, regele întemeietor Carol I, regina Maria, regele Ferdinand Întregitorul, Enescu, Brâncuș. Activitatea noastră culturală este susținută și împletită cu activitățile Asociației Sașilor din Nordrhein-Westfalen, cu care avem o colaborare frumoasă și ne bucurăm de simpatie reciproc. Ne susținem de asemenea cu Asociația Culturală Germano-Italiană, Insieme, din Düsseldorf.
Suntem sprijiniți de Asociația Goethe, o asociație minunată. Avem legături cu directorul cultural al orașului Düsseldorf. Ne face bine să auzim cuvinte frumoase de ambasadorul nostru la Berlin, domnul Emil Hurezeanu. Numai puțin important în reușita acestor demersuri artistice și culturale a fost sprijinul autorităților și al unor instituții românești. În numele asociației doresc să mulțumim consilierilor prezidențiali, doamna Sandra Pralong, care a rămas încântată de ceea ce a văzut, precum și domnului consilier prezidențial Sergiu Nistor, pentru cuvintele frumoase și pentru aprecierea pe care are pentru noi. Și nu mă feresc să spun, de-mi face plăcere chiar să spun că mulțumim domnului președinte Klaus Iohannis pentru grija pe care o are pentru țară și că nu ne uite pe noi, românii din afara granițelor. Se împlinesc anul acesta 10 ani de activitate a Asociației Ateneum Düsseldorf. Dar tot în acest an se împlinesc și 25 de ani de la secția Televiziunea Română Internațională. În cei 10 ani de activitate am fost însoțiți aproape pas cu pas de secția dumneavoastră de televiziune, motiv de mulțumire și motiv de încântare și motiv de laudă, pentru că datorită emisiunilor imprimate de dumneavoastră, domnul Gavriloaia, toată lumea, Düsseldorf-ul a cunoscut România, România a cunoscut Düsseldorf-ul și lumea largă ne-a cunoscut pe noi toți. Vă mulțumesc! Deși am sperat să o putem întâmpina pe următoarea noastră invitată chiar aici în studioul TVR Internațional, ne adaptăm, așa cum și marii noștri artiști sunt nevoiți să o facă și încercăm să fim împreună, de la distanță, cu extraordinara pianistă de jazz Ramona Horvat, care face performanță de mulți ani la Paris. Bună seara, Ramona! Bună seara și mulțumesc mult de invitație. Mă copleșiți cu atâtea cuvinte frumoase. Bine te-am regăsit. E o mare bucurie, ca întotdeauna, și pentru noi. Și dacă în primăvară sărbătoream împreună Ziua Internațională a Jazzului și evocam succesul pe care l-ai avut de-a lungul anilor pe marile scene din Franța, Austria, Belgia, Germania, Italia, Portugalia, Spania, Ungaria, de România, nici nu mai spun, sunt foarte multe țări. Iată că acum sărbătorim în aceleași condiții, 6 ani de emisiune în care oameni ca tine s-au întâlnit și ne-au fost alături și pentru asta trebuie să-ți mulțumim și ție. La mulți ani vouă, voi sunteți grozavi. Eu și noi, cred, noi toți nu avem cuvinte suficiente pentru a vă mulțumi. Noi avem nevoie de voi, așa că sunt fericită de fiecare dată când îmi dați această ocazie. Așa cum spuneați, aș fi vrut tare mult să fiu alături de voi, să sărbătorim împreună, să ciocnim o cupă de șampanie, să vă cânt ceva, poate în direct vouă, dar să sperăm că vom reuși să facem acest lucru cât mai curând posibil. Spuneam că plănuiserăm și noi o întâlnire la București, la începutul lunii octombrie chiar, atunci când ar fi trebuit să particip la un festival, dar, așa cum spuneai, planurile s-au cam dovedit inutile în acest an. Cum a fost rescris calendarul artistic al Ramonei Horvat în acest an ciudat? Cu multe suișuri și coborâșuri, cred că ca pentru mulți alți artiști. Mi s-au întâmplat însă două, trei evenimente, așa le iau și eu mai în glumă, că în momentul ăsta nu avem ce să facem decât să mai râdem, să ne mai bine dispunem, așa, să luăm lucrurile cu puțin umor. Mi s-a întâmplat să fac două concerte de închidere, în sensul în care am făcut ultimele serii, exact înainte de începerea carantinei, în două locuri
sporturi diferite și o redeschidere pe timp de vară la un club. Așadar, în martie am conchis ultima seară exact înainte de carantină la clubul Sunset Sunside, iar odată cu ridicarea restricțiilor, când au reînceput și au redeschis cluburile în luna iunie, m-au chemat să redeschid și chiar am făcut o glumă la momentul respectiv. A fost de altfel un concert foarte bine primit de atât de public cât și de presă, a fost toată presa prezentă, au notat aceste lucruri și chiar am spus că am plecat cu cheile, trebuiau să mă cheme tot pe mine să redeschid clubul, pentru că aveam cheile la mine, dar a fost o glumă și a fost foarte frumos. Ne bucurasem la vremea respectivă gândindu-ne că vom putea continua și vom relua ca înainte. N-a fost însă să fie așa. Pe timpul verii am mai avut câteva concerte, dar care se improvizau, să zicem, se organizau ad hoc, pe repede înainte, când se poate, n-aveai timp să le anunți suficient în presă, n-aveai timp să faci o promovare corespunzătoare, pentru că nu erau prevăzute de dinainte. Am mai avut însă în toamnă, acum înainte de a doua carantină, un alt concert foarte important într-un centru mare cultural, într-un teatru în afara Parisului, și la fel am zis, ia uite, Doamne, și de data asta se întâmplă că e ultimul concert, adică exact de a doua zi, de la miezul nopții, reîncepe carantina. Trebuie să mă chemați și la redeschidere. Bun, glumesc, dar a fost greu. Am avut foarte multe evenimente anulate. Sper din tot sufletul să fie numai reportate pentru anul viitor sau pentru cine știe când în alt moment, dar adică sper în sensul să nu fie complet ratate, pentru că era un an important pentru mine, încercam să promovez discul pe care l-am realizat în 2019 și era un an cu foarte, foarte multe lucruri deja antamate, cu festivaluri, cu turnee, cu concerte în străinătate și în Franța. Și lucrurile acestea, de obicei, când se întâmplă, se întâmplă după foarte mulți ani și după foarte multă muncă de... Și mult efort. Așa de... Da, cu mult efort și multă energie depusă. Cu toții ca toate aceste punți culturale pe care mari artiști le construiesc în timp să poată fi reclădite, pentru că e mare nevoie de ele și întotdeauna ați fost niște adevărați ambasadori culturali ai României în lume. Și vreau să vorbim puțin despre acest lucru. Cât de importante sunt aceste punți? Cât de importantă e conexiunea cu România? E foarte important și cred că eu și colegii mei muzicieni suntem cu toții foarte norocoși să avem această unealtă.
de a comunica direct cu oamenii, cu sufletele lor, cu inimile lor, muzica. Pentru noi, așa cred eu, este cel mai ușor. Evident, atâta vreme cât reușești să o faci bine și clar și mesajul tău ajunge drept în sufletele oamenilor. Dar, într-adevăr, este foarte, foarte important, îmi dau seama că văd asta în funcție de oamenii care ne urmăresc, oamenii care vin la concertele noastre într-un număr din ce în ce mai mare, cum vorbesc despre noi, cum de foarte multe ori presa scrie despre mine, pe mine m-au numit pianista de jazz din România. Sigur, trebuia să fiu cumva catalogată în sensul ca să aparțin unei categorii, ca să zic așa, trebuiau să scrie ceva aparte, să mă diferențieze un pic față de ceilalți, dar în orice caz asta face că de fiecare dată când se scrie despre mine în presă se menționează faptul că vin din România, că sunt româncă, și asta e un lucru excepțional, pentru că avem nevoie de evenimente frumoase și de oameni care să scrie de bine. Sigur. Și care să contureze o imagine frumoasă a României prin talentul și prin valoarea lor. Și așa este, și sunt foarte mulți români, văd din ce în ce mai mulți, din ce în ce mai mulți tineri de excepție în foarte, foarte multe domenii. Pe mulți dintre ei, evident, nu-i cunosc, aflu așa pe rețelele de socializare sau din când în când, dar de fiecare dată mă bucur, pentru că eu știu cât de greu este. Este foarte greu să-ți începi pe undeva de la zero, într-o altă țară, într-o altă cultură. Nu spun asta numai din punctul meu de vedere, dar cred că pentru toată lumea a fost și este o piatră de încercare. Atunci când te duci numai în vizită să concertezi, este foarte frumos și așa, și este foarte important și așa, evident, da. Însă atunci când vrei să pui niște pietre de temelie și să construiești niște lucruri importante, lucrurile capătă cu totul și cu totul alte dimensiuni, și este foarte, foarte greu, pentru că nimeni nu are intenția de a te ajuta. Da. Tu trebuie să ai foarte multă forță și tenacitate și dragoste, pentru că dacă nu ai dragoste pentru ceea ce faci, nu iubești și nu te dedici 100% în ceea ce faci, te poți demoraliza foarte ușor și poți ceda foarte ușor. Numai dragostea te face să uiți de toate și să o iei încă o dată și încă o dată și încă o dată de la capăt. Știu însă că în vară Institutul Cultural Român de la Paris a lansat un proiect intitulat Împreună cu creatorii români din Franța în timpul și după coronavirus, și vorbea în interviul publicat cu această ocazie despre fragilitatea statutului de artist. Cum se simte? Așa este. Este e un sentiment pe care sunt convinsă că nu-l împărtășesc numai eu. Sunt sigur artiști și artiști cu diferite condiții sociale, însă faptul că ți se închid toate oportunitățile de azi pe mâine și că tu nu ai un gen de îi spunem meserie, deși nu-mi place cuvântul ăsta să-l folosesc vis-a-vis de artă, vis-a-vis de muzică, să zicem un stil de viață foarte, foarte liber, care te îndeamnă la creație, la perioade de creație, la perioade de prezentare și așa mai departe. În momentul în care toate porțile se închid, devii foarte fragil și devii așa ca o frunză în vânt. În momentul ăla, sigur că relativizezi un pic lucrurile și te gândești cu ce am să fac mai departe. Bun, până la sfârșitul anului poate eu o să mă descurc, dar ce se întâmplă anul viitor, ce se întâmplă peste 2 ani? Știm foarte bine că toți programatorii de evenimente importante, de festivaluri, de concerte în sezonuri culturale și așa mai departe, programează de obicei cel puțin 2 ani înainte. Sunt țări în care se programează 3 ani înainte. Deci, în momentul în care trăim o perioadă ca și aceasta,
foarte, foarte dificilă în care toată lumea stă într-un fel de expectativă, nu știm ce să facem, anulăm totul, asta știm, și nici măcar nu știm când o să reîncepem, devii foarte fragil, rămâi așa, chiar ca o frunză în vânt. Îți trebuie foarte multă forță să te gândești cum să transformi această perioadă și acest timp în ceva pozitiv, să creezi ceva, să studiezi, în cazul nostru, să te gândești la noi proiecte și să reziști. Mesajul meu către public, către publicul larg, la modul general, ar fi să încerce să se gândească un pic la lucrurile astea, la aspectele astea, că noi totuși trăim din concerte, din muzica pe care o înregistrăm, deci noi avem nevoie de voi, ca voi să veniți să ne vedeți, ca voi să cumpărați bilete la concertele noastre, să ne cumpărați discurile, să fiți alături de noi, pentru că dacă oprim toate acestea, e ca un flux din ce o să mai trăim, din ce o să mai trăiască toți muzicienii. Da, și cu siguranță deci, și publicul are nevoie de energia aceea care numai la un concert poate fi simțită, și la un concert de jazz în mod particular, sigur. Pentru că fiecare concert de jazz, nu-i așa, e diferit? Așa este, așa este, și cum se spune, thank God că e așa. Așa și trebuie să fie, diferit și cu multe evenimente spontane și cu mult joc între toți membrii orchestrei. Asta e toată frumusețea, e ca un sport, să zicem, muzical, jucăm toți unul cu celălalt. Asta este un lucru minunat. Nu ne rămâne așadar decât să ne gândim cu speranță la evenimentele viitoare. Știu că există câteva proiecte pentru un mai târziu care nu se știe când va fi, dar putem deja să vorbim despre ele? În principiu aș avea în luna decembrie trei evenimente complet diferite ca și stil de muzică. Am un spectacol Beethoven în jazz, pentru că anul acesta a fost anul aniversar Beethoven. Da. Și am un spectacol la începutul lunii decembrie la un teatru în afara Parisului. Sperăm să se țină, în care eu am făcut niște adaptări de pe teme de Beethoven în jazz, bineînțeles. Și apoi am la mijlocul lui decembrie și la finele lui decembrie am alte două concerte la cluburi de jazz din Paris. Deci sper să se țină. Mai departe, în ianuarie, februarie, în principiu avem, dar nu, nimeni în momentul ăsta nu mai poate să dea o certitudine ce și cum o să se facă. Am vorbit despre albumul lansat anul trecut și pentru că nevoia de muzică există, chiar dacă evenimentele sunt în momentul ăsta anulate, unde, cum poate fi găsit acest album și, în general, muzica Ramonei Horvat pentru cei care vor să aștepte ascultând totuși această muzică? Mulțumesc frumos! Sigur, pe pagina mea, pe site-ul meu www.ramonahorvat.com sau pe pagina mea de Facebook, pe care comunic foarte des, sunt relativ activă pe rețelele de socializare. Există un sit pe care se pot comanda. E foarte simplu, eu fac distribuțiile, am toate discurile și cele de dinainte, cel cu muzică românească, adaptări de muzică românească și celălalt în quartet. Oamenii mă găsesc. E suficient doar să acceseze site-ul meu și vor vedea modalitatea în care pot comanda online, pot plăti online și vor avea distribui oriunde în lume. Mulțumim din suflet, Ramona Horvat. Sperăm ca planurile să se reia de acolo de unde au fost întrerupte, să ne revedem și să te ascultăm în turneu în România cât mai curând. Și toate eforturile prin care oferi publicului atâta bucurie și prin care promovezi cultura română să-ți fie
răsplătite și să ne reîntâlnim aici la TVR Internațional, postul românilor de pretutindeni, care în curând, de 1 decembrie, împlinește 25 de ani de activitate. Doamne ajută, așa să fie, vă mulțumesc din inimă tuturor echipei minunate. Mulțumesc! Și noi mulțumim, numai bine! Vă prezentăm în continuare povestea de succes a unei tinere din Republica Moldova, care a ajuns să fie apreciată pe ambele maluri ale Prutului. Visul Alinei Panico, plecată din Orhei să cucerească lumea, pare să se fi împlinit, chiar dacă drumul nu a fost mereu ușor. În timpul studenției a debutat la o televiziune locală din Brașov, apoi a ajuns vedetă la Chișinău, iar acum are o carieră la București și așteaptă noi provocări. Povestea completă o puteți urmări în reportajul următor, realizat de Virginia Ghiță. Alina Panico a știut de tânără ce vrea să facă în viață. În timpul liceului, visul ei era să treacă Prutul și să studieze în România. Cu puțin noroc, acest vis a devenit realitate. În 2010, când am trecut Prutul, simțeam o emoție pe care până în momentul de atunci niciodată nu am mai simțit-o. Am descoperit o Românie frumoasă. Am descoperit o Românie unde se vorbește limba română corect, cu oameni. România mi-a dat șansa să cresc, România m-a educat. România a fost acel loc în care eu mi-am dat seama că, de fapt, viața mea este aici și urmează să mă dezvolt atât personal cât și profesional. Tânăra s-a simțit în România ca acasă și s-a adaptat fără probleme vieții de studentă în Brașov. Spre norocul meu am reușit să ajung student bursier al statului român la Facultatea de Litere a Universității Transilvania din Brașov în 2010. Mi-am urmat parcursul academic în cadrul acestei facultăți până în 2013. Iar din 2013 până în 2016 am zis că mai am nevoie de pregătire teoretică și practică, iar drept dovadă este și absolvirea Facultății de Sociologie și Comunicare, specializarea Comunicare și Relații Publice în cadrul aceleiași Universități Transilvania, pe care am absolvit-o în 2016 în calitate de șefă de promoție, iar în cadrul celei de-a doilea facultății am zis că e nevoie deja și de partea practică. Motiv pentru care am închegat alături de niște studenți străduitori și activi un proiect media în colaborare cu Universitatea Transilvania și o televiziune locală din Brașov. Proiect care este și astăzi. În anul 2016, după ce și-a încheiat studiile la Brașov, Alina Panico a vrut să se întoarcă acasă, la Chișinău, cu speranța că alături de alți tineri va reuși să schimbe mentalitățile din țara sa și să contribuie la parcursul european al Republicii Moldova. Am lucrat în cadrul unui proiect de suflet pentru mine, proiectul 10TV. Este un proiect televizat care a fost fondat din granturi și donații ale oamenilor, ale românilor de pretutindeni, pentru că se simțea nevoia ca în Republica Moldova să existe o sursă alternativă de informare despre România în Republica Moldova. Ei bine, am activat în cadrul acestei televiziuni în calitate de prezentator al principalului buletin de știri timp de 2 ani. Am îmbrățișat cu bucurie fiecare eveniment care avea loc în Republica Moldova cu legătură directă către România. În 2018, Alina a răspuns unei noi provocări, reîntoarcerea în România, de data aceasta la București, unde a trebuit să aleagă între o carieră în televiziune sau în comunicare și relații publice. Până la urmă a optat pentru domeniul dificil, dar plin de fascinație, al comunicării. Drumul a fost complicat, dar la capătul lui s-a deschis o nouă lume și multe oportunități. În toamna anului 2019 am avut bucuria de a primi vestea că sunt angajată în cadrul celei mai mari case de licitații din România în calitate de PR manager, unde și în momentul de față îmi desfășor activitatea cu mare drag. Îmi place să promovez arta, îmi place să
dau cunoștință oamenilor despre această lume frumoasă și să implementez noi strategii de a apropia oamenii de artă, de frumos. Și nu doar mă refer aici la picturi, tablouri sau maestri mari ai artei românești, dar ne îndreptăm atenția și către alte domenii, de exemplu, artă sacră, bijuterii de colecție, ceasuri cu poveste, vinuri de colecție iarăși sau obiecte decorative rare pentru care în fiecare sezon lucrăm alături de o echipă minunată și aici consider că mi-am găsit locul meu și mai departe unde locul în care vreau să mă dezvolt. La 28 de ani, Alina a ajuns să aibă o funcție importantă și a fost selectată în urma unui proces riguros, tocmai pentru că este foarte bine pregătită profesional. Este fericită că s-a integrat în echipă și îi place la nebunie ce face. Am ajuns destul de greu să lucrez în acest minunat loc înconjurată de artă, pentru că a fost dificil, a fost un proces de recrutare destul de îndelungat. Am avut nevoie de multă răbdare, am trecut prin mai multe etape, am avut partea de recrutare scrisă, a fost ca un examen, să zic așa. Iar pentru mine, cumva, domeniul artei nu era nici apropiat, dar nici străin. Eram undeva la mijloc, dar mă bucur că sunt acum aici și mi-am dezvoltat aceste informații despre artă, despre ce înseamnă artă de patrimoniu, contemporană sau artă sacră. Am avut interviul propriu-zis și la interviu, atunci când mi s-a analizat CV-ul, mi-am spus franc, o să te angajăm. Ei bine, m-am bucurat nespus de această oportunitate și se împlinește un an de zile de când sunt imaginea acestei case de licitații și acestei galerii și se pare că funcționează lucrurile și ne îndreptăm cu pași hotărâți mai departe. Sigură pe ea și elegantă, Alina s-a adaptat ușor cerințelor noului loc de muncă și a devenit emblema casei de licitații. Să lucrezi la o galerie de artă și la cea mai mare casă de licitații din România este poate pentru cineva un vis. Eu am impresia că zi de zi trăiesc un episod dintr-un serial de film. Este captivant, este interesant, este greu pe alocuri, îți dă senzația de adrenalină, mai ales în momentele, în evenimentele de licitație. O zi din viața unui PR manager la cea mai mare casă de licitație nu arată tocmai ușor, pentru că pe lângă faptul că trebuie să punem la punct o comunicare internă între diviziile casei de licitație, trebuie să arate perfect comunicarea externă către cei care sunt pasionați de artă, către investitori, către colecționari, iar această sarcină îmi revine mie și eu sunt mândră și duc acest obiectiv cu demnitate. Alina iubește Bucureștiul și îl consideră a treia casă. Se simte foarte bine în capitală, are prieteni și în fiecare zi descoperă ceva nou și interesant. Vrea să rămână aici și să-și continue cariera de succes. București a avut farmecul lui. M-a îmbrățișat și m-a primit deja când eram pregătită să ajung în capitala țării. Formată din punct de vedere profesional, pregătită pentru o nouă etapă din viața mea. Și capitala țării cu tot amalgamul de evenimente și tot ce se întâmplă aici, pentru că este centrul economic, social, politic și așa mai departe, m-am regăsit eu ca ființă care este pregătită pentru o schimbare ca acasă, într-un mediu propice pentru mine și pentru viitoarea mea dezvoltare. Și a fost momentul în 2018 în care am zis, Bucureștiul nu este cel pe care eu mi l-am imaginat.
este mult mai frumos, mult mai primitor, mult mai haotic. Este orașul în care eu vreau să mă dezvolt pe viitor, să-mi urmez cariera, să îmi întemeiez o familie, să mă înrădăcinez, astfel încât viitorul meu să aparțină de București. Alina Panicu are o viață frumoasă și cu multă muncă, perseverență și inteligență. A reușit să-și îndeplinească visele din adolescență și să trăiască în România, țara ei de suflet. Fericirea este suma bucuriilor simple. Este convingerea unuia dintre, sperăm noi, prietenii emisiunii A doua Românie, un om pe care îl admirăm sincer și care a luat în urmă cu câteva luni probabil una dintre cele mai curajoase decizii din viața lui. S-a întors definitiv în România după aproape 20 de ani de locuit și muncit în Spania, la Madrid. Îi spun bună seara lui Gelu Vlașin, scriitor, promotor cultural, întors, cum spuneam, în localitatea natală, cea care nu figurează pe nicio hartă din lume. Bine v-am regăsit de data asta în locul pe care l-ați considerat întotdeauna acasă. Bine v-am regăsit, cu mare drag. Cum vă simțiți din nou acasă, la Telciu, în transbordare? Păi mă simt la fel cum mă simțeam când aveam 5 ani, 7 ani, 11 ani, nu? Că am copilărit în zona asta și o cunosc foarte bine. Aici m-am născut, aici trăiesc părinții mei. Mă simt din nou copil și constat că avem mult de treabă de făcut. Acum când văd cât treabă este de făcut la țară, mă gândesc câtă suferință există în părinții noștri pe care le lăsăm singuri acasă și noi plecăm cât vedem cu ochii în căutarea unui trai mai bun. Îmi amintesc că povesteam la precedenta noastră întâlnire despre faptul că această localitate nu e pe nicio hartă din lume și tocmai de aceea vă rog să ne ajutați, să ne facem o imagine. Ce este transbordare? Transbordare este de fapt o republică. Acum câțiva ani, împreună cu mai mulți prieteni din lumea literară, ne-am adunat aici la întâlnire de la Telciu. Este o tabără de creație literară pe care eu o organizez în fiecare an și am decis să constituim o republică independentă numită Republica Literară Telciu. Telciu fiind comuna de care aparține acest loc, ce nu figurează pe nicio hartă din lume, transbordare. Telciu, o comună din județul Bistrița-Năsăud, iar transbordare aproape de frontiera cu Maramureșul, la vreo, să zicem, 17 km, chiar mai puțin, de județul Maramureș. Este o zonă, un loc extraordinar, aproape de munții Țibleș, deci o zonă de deal munte, cu foarte multă verdeață, cu multă pădure. Imaginați-vă că Telciu este a doua comună din România ca suprafață de păduri în proprietate. 12.700 de hectare de pădure ne înconjoară, adică avem ceva pădure. Ce privilegiu, într-adevăr! Și este locul în care ați ales, după 20 de ani, să vă întoarceți împreună cu frumoasa dumneavoastră familie. Sunteți o familie de artiști. Soția Cristina Maria Vlașin este profesoară de muzică și artistă de jazz. Aveți doi copii care, dacă nu mă înșel, s-au născut și au crescut în Spania. Așa este. Darius și David, amândoi s-au născut la Madrid, în Spania. Darius care va împlini în curând 11 ani, iar David a făcut 8 ani în luna iulie. Mulți înainte. Și cum ați luat decizia de a reveni în România? A fost o decizie dificilă? De fapt, ca să vă spun sincer, eu am plecat din România, așa cum se întâmplă cu majoritatea românilor care au plecat acum 15-20 de ani, cu ideea că mă voi întoarce acasă. E adevărat, ideea mea de atunci era să mă întorc cât mai repede, să stau un an, doi, trei și să mă întorc în România. Iar că au trecut 20 de ani pentru a lua decizia definitivă de întoarcere, dar noi, împreună cu soția mea, tatonam de ceva vreme posibilitatea reîntoarcerii în România, pentru că ne gândeam
acum, după ce noi ne-am făcut un rost aici în România, adică avem o căsuță noastră, ne-am cumpărat niște teren, aveam niște idei de dezvoltarea unor afaceri și tot atunci, de vreo câțiva ani, posibilitatea de a ne întoarce. Copiii noștri au fost educați, adică la noi în casă nu s-a vorbit niciodată rău despre România. Mereu în casă noi le spuneam că România este o țară frumoasă, că România are niște peisaje splendide, că România are niște oameni harnici și deosebiți, că România a dat niște personalități din lumea universală deosebite, personalități care sunt recunoscute la nivel mondial. Noi le-am și demonstrat că România este o țară frumoasă. I-am adus în fiecare vacanță, în fiecare an, o lună, uneori chiar două luni, i-am adus în România și am plimbat prin România să vadă România autentică, România naturală, naturalețea României. Și ei s-au îndrăgostit de peisaje. Sunt adepții vieții libere. Le place să iasă, să meargă prin pădure, să se joace cu câinii, cu pisicile, să se trezească înaintea noastră, noi mai dormităm câteodată dimineața în pat. Ei au ieșit, s-au dus, se plimbă prin zonă, merg la bunicul să-l ajute să dea la porci, să dea drumul la găini, să care cu roaba niște lemne la să facă foc și așa mai departe. Și au descoperit agrofericirea, un concept pe care l-ați inventat în familie, împreună, la Telciu și despre care vă rog să ne spuneți mai multe. La Telciu, în Transbordare, majoritatea oamenilor trăiesc din agricultură, din ce muncesc. E adevărat, nu s-au îmbogățit, nu sunt niște oameni foarte bogați, dar nici nu sunt muritori de foame. Și atunci i-am învățat, iată mai bine de 3 luni de când am întors, că se poate trăi fericit din agricultură. Și i-am mai învățat, așa cum a spus și la început, că fericirea este o sumă a bucuriilor simple. Și așa să-i vedeți cât de mult se bucură când mergem să adunăm mere. Noi facem și jocuri în timp ce adunăm mere. Cine găsește mărul cel mai frumos? Cine adună mai multe mere, dar să le și numere, că dacă a greșit numărătoarea, gata, nu se pune, nu e câștigătorul. Mergem la scos cartofii, am mers la adunat la prune, la porumb, la desfăcat porumbul, l-a cules roșii, l-a cules meură, l-a cules coacăze și încet, încet au prins drag de lucrurile astea și abia așteaptă când unul, când celălalt să ne întrebe, tata Gelu, când merge să mai facem ceva? Pentru că noi acolo ne și jucăm. De exemplu, am zis, haideți să vedeți ce bine ne putem simți dacă ne întindem pe grămada asta de mere cu fața în sus și privim cerul. Și senzația a fost absolut sublimă. Și a zis, wow, ce frumos, ce bine, ce minunat. Spuneam că soția dumneavoastră este muzician. Știu că a fost eleva regretatei Anca Parghel. Cum s-a adaptat la această nouă viață atât de diferită? Noi nici n-am venit așa, să spunem, la plezneală, în sensul că am riscat tot și ne-am luat traista în băț și am plecat. Multă lume se întreba, domnule, dar voi erați foarte bine integrați acolo, aveați niște locuri, făceați locuri unde vă desfășurați activitatea foarte bună, vă cunoștea comunitatea, aveați relații foarte bune cu ambasada, consulatul, atât cu partea instituțională română cât și cu cea spaniolă. De ce ați venit? Pentru că am considerat că este momentul oportun să ne întoarcem acum și nu când o să fim bătrâni și bolnavi, să nu mai putem să ne bucurăm de ceea ce am realizat aici. Asta a fost ideea principală. Și atunci noi ne-am întors pe criteriul ăsta de a ne bucura din plin de ceea ce am realizat în cei 20 de ani, nu? De când am plecat în străinătate. Și atunci lucrurile au stat în modul ăsta. E adevărat că au existat și momente în care Cristina spunea, înainte de a ajunge în România, cum o să fie acolo, pentru că acolo nu e un cătun, adică un ținut uitat de lume, cum o să ne descurcăm noi cu viețile noastre de artiști, adică exact. Nevoia de a comunica,
de a realiza evenimente, de a intra în contact cu lumea artistică. De Cristina a fost profesoară de muzică la Madrid și atunci, înainte de a ajunge în România, noi, pe rețelele sociale, normal că ajută foarte mult, dacă tot e trendul ăsta teribil de comunicare online, am tatonat terenul să vedem în ce măsură ar fi persoane interesate de muzică și literatură pe aici, prin zona asta. Și am constatat că existau persoane interesate să studieze vioara, să studieze pianul, să studieze literatura, scrierea creativă și așa mai departe. Și chiar din primul moment în care ne-am întors, Cristina avea programat întâlniri cu copii, în principal, care erau interesați să studieze pian, vioară sau canto. Sunteți doi artiști cu multiple talente, cum spuneam, chiar și unele gospodărești, dar așa cum v-am auzit spunând, la Casa Vlașinilor din Transbordare, nu vă ocupați doar cu agricultura, ci de curând ați înființat și un centru european pentru excelență culturală ce poartă numele asociației pe care o conduceați la Madrid, Diverbium. Ați vrut să continuați proiectele derulate în Spania? Asta a fost și ideea. În momentul în care am decis să mă întorc, am vorbit și cu prietenii, colegii de la Madrid și am zis, ce ne facem acum? Nu e nicio problemă. Voi continua proiectele pe care le-am desfășurat în Spania, Festival Internațional de Literatură, Festival Hispano-Român. Acolo aveam deja intenția să deschid o editură, iacăt aici am chiar anunțat ideea deschiderii editurii Rețeaua Literară, centru pentru excelență culturală va funcționa din plin în viitor apropiat, pentru că va avea și o școală de scriere creativă, iacăt vom avea și școala de muzică, muzica e la Telgiu, nu, literatura e la Telgiu, care așa se intitulează paginile pe care le coordonăm de literatură și muzică, eu și împreună cu soția mea. Și mai avem și alte proiecte în derulare, avem o colaborare bună cu primăria, avem în intenție să vorbim cu primăria, să dezvoltăm aici în zonă și există în apropiere o școală care, din păcate, este părăsită de vreo câțiva ani, este în paragină, chiar aici în apropiere, în Transbordare. Acolo am învățat eu, acum, pentru că nu mai existau copii în zonă, s-a desfințat și copiii care mai sunt prin zonă merg, de altfel și Darius și David, merg la școala din Telciu, care e la vreo 4 km. Dar e adevărat că merg cu microbuzul pus la dispoziție de către primărie. Ei, școala asta care se află în paragină, eu aș vrea să o transform într-un centru la propriu, centru pentru excelență culturală, unde să reușesc să adun oameni atât din România pasionați de cultură în general, dar și din străinătate. Să avem întâlniri, să avem colocvii de critică literară, să avem posibilitatea să vorbim despre muzică, să avem posibilitatea să organizăm tabere de creație, rezidențe literare, artistice, în așa fel încât locul ăsta să devină un punct de referință culturală la nivel internațional, ceea ce eu cred că nu este imposibil. Așa că eu cred că totul va fi bine. Reușiți chiar să vă implicați în continuare în evenimentele online în această perioadă organizate de românii din afara granițelor țării. Știu că ați participat recent la un festival literar organizat de Institutul Cultural Român de la Londra. Continuă dezbaterile Rozum Fest și chiar vă rog să ne spuneți care sunt temele principale și cum se desfășoară în această perioadă. N-am renunțat deloc la ideea de a desfășura evenimente online. Sigur că e o situație dificilă în România, sigur că e cumplit, dar haideți să ne centrăm și pe faptul că lumea are nevoie să audă și altceva, să audă ceva care să-i pozitiveze, altfel vom intra cu toți în depresie, oameni buni. Deci să vorbim și despre ceea ce trebuie să facem în viitor, pentru că lumea nu se va sfârși aici, noi trebuie să mergem înainte. Și atunci trebuie să ne gândim și la viitor. Evenimentele de pe Rozum, după cum știți, este
o platformă jurnalistică pe care am fondat-o împreună cu alți colegi din Italia, Franța și din Marea Britanie, unde săptămânal noi am început cu dezbaterile de carantină și continuăm cu dialoguri europene, cu dezbateri diverse. Am avut dezbateri foarte, foarte interesante. Spre exemplu, ultimile dintre ele au fost relaționate cu alegerile din Republica Moldova. Au fost senzaționale. Pe urmă am avut dezbateri în legătură cu învățământul românesc comparativ din România cu alte țări. Apoi am avut despre sistemul medical și de fiecare dată invităm medici români. Am avut din Suedia, din Franța și din Marea Britanie și din Italia, medici sau oameni care lucrează în sisteme sanitare din alte țări, care ne-au vorbit despre cum gestionează ei situația acolo. Îi invit pe cei care ne privesc să urmărească nu doar platforma Rosum Press, dar și jurnalul din Transbordare, jurnalul unui român întors acasă. Cine știe, poate vor fi inspirați de această frumoasă poveste. Felicitări încă o dată, Gelu Vlașin. Mulțumim foarte mult și pentru că această emisiune dedicată românilor de pretutindeni împlinește 6 ani și TVR Internațional se pregătește de aniversarea de la 1 decembrie, când sărbătorim 25 de ani de la înființare. Care este mesajul unui român întors acasă pentru românii din lumea largă? Mesajul meu pentru toți românii aflați dincolo de granițele României este unul foarte simplu. Știu foarte bine, pentru că am trăit și eu, așa cum și dumneavoastră ați trăit o existență în afara României, bea către eu am trăit 20 de ani în străinătate și știu cât de greu este să trăiești într-un ținut străin, să încerci să-ți faci acolo o carieră profesională, să încerci să te relaționezi și să te integrezi într-o societate care, practic, este o altă țară. Ei, cu toate astea, foarte mulți dintre noi și dintre dumneavoastră au în minte mereu ideea de a se reîntoarce în România. Din diverse motive, unii nu o fac și în principal pentru că nu au certitudinea că vor reuși să se reintegreze. Nu au informația foarte clară despre cum funcționează acum sistemul în România. Deși au venit în țară, au mai văzut în alta, dar lucrurile s-au schimbat, oameni buni. Sunt și lucruri care funcționează la fel cum funcționează în străinătate. Sigur că mai sunt încă multe de făcut, dar haideți să punem și noi mâna. Și mă refer la românii care pot să vină în România pentru că au deja o bază. Cei care aveți o bază, părerea mea, nici nu mai stați pe gânduri, puteți să vă întoarceți pentru că este momentul să punem mâna și să dezvoltăm România, pentru că putem să o facem, avem expertiza necesară și este nevoie de noi. Este nevoie de foarte multă forță de muncă calificată în România. O să treacă și perioada asta, care e destul de delicată. Am trecut noi și prin lucruri și mai grele. Fiecare dintre noi are o poveste teribilă, existențială. Aveți încredere în voi, aveți curajul de a lua o decizie așa cum ați luat decizia de a pleca. Este la fel de cumplit și, cum să spun eu, curajos să iei o decizie să te reîntorci. Dar merită să o faceți și asta vă spun din proprie experiență. Mulțumim din suflet pentru tot, Gelu Vlașin. Vă dorim multă sănătate și fericire agro, dar și culturală, și sper să ne revedem cu bine într-o lume cu mai puține restricții. Până atunci, toate cele bune întregii familii de la Casa Vlașinilor din Transbordare. La revedere! La revedere, vă mulțumim și vă așteptăm cu drag la noi! Premiul Goncourt, Alegerea României, a ajuns la cea de-a 8-a ediție. Studenții români vorbitori de limba franceză au citit și au ales un roman pentru finala de la Paris, în care se va acorda marele premiu al Academiei Goncourt. Pentru prima oară, dezbaterile au fost organizate online, dar au fost la fel de aprinse și de argumentate ca în anii precedenți. Aflăm detalii din reportajul realizat de Virginia Ghiță. Proiectul literar Premiul Goncourt, Alegerea României, își propune să recompenseze un roman dintre cele 15 selectate în fiecare an de Academia Goncourt.
Această mare consultare literară, cu un concept inedit, se dorește a fi un barometru al preferințelor de lectură ale tinerilor români. Studenții din 6 centre universitare descifrează, analizează și dezbat curentele artistice ale literaturii franceze contemporane. La finalul dezbaterii, dintre cele 15 romane înscrise în cursă, studenții îl aleg pe cel pe care îl consideră îndreptățit să câștige Marele Premiu Goncourt de la Paris. Este prima dată când alegerea finală și anunțarea câștigătorului se face de la Biblioteca Națională a României, un spațiu reprezentativ pentru carte, limbă și civilizație, toate înglobate sub marea cupolă pe care o reprezintă cultura scrisă pentru țara noastră. Sunt mândră că ați ales sediul instituției noastre pentru a face acest anunț, pentru a discuta despre literatură de bună calitate, despre alegeri, despre premii, despre critică, carte și lectură. Alegerea României pentru Premiul Goncourt e cu atât mai interesantă, cu cât gustul viitoarei generații se formează încă de pe băncile școlii. Și îmi doresc ca această alegere să fie o invitație către lectură, la fel ca și celelalte, de fapt cele 15 cărți, să fie editate de edituri importante din România. Romanele nominalizate în acest an sunt dintre cele mai diverse, tratând subiecte precum condiția femeii în lumea musulmană, discriminarea sau exilul. Parmi ceux que j'ai lu, je trouve que je retrouve ici des caractéristiques de la littérature contemporaine française. On voit une grande diversité. Donc on voit des histoires personnelles, donc des auto-romans ou des romans qui sont issus d'une histoire personnelle. On voit également une grande diversité dans l'origine des écrivains. Anul acesta, dezbaterile au avut loc online, în spațiul generos al Bibliotecii Naționale a României. Iar studenții de la facultățile de limba franceză din Brașov, București, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu și Timișoara au analizat și au ales. Cartea, desemnată de juriul din România, a fost anunțată de doamna Laurence Oer, ambasadoarea Franței în țara noastră. Il raconte une saga qui traverse les océans, qui traverse l'histoire, puisque c'est la portrait d'une lignée de déracinés. Câteva lucruri despre selecția de anul acesta. Trebuie spus că a fost o selecție cu totul excepțională și dezbaterile din cadrul jurului universitar la nivel național, cât și dezbaterile din cadrul fiecărui juru la nivelul universității de origine au fost foarte interesante și foarte intense. Au existat câteva puncte comune între toate aceste romane, multe dintre ele mizând pe tematica identității, pe puterile literaturii și fie exploatarea acestor puteri, fie sfidarea lor într-un sens sau altul, pe tematici sociale, relația literaturii cu societatea. Astfel au fost romane care au vizat spații contemporane, de la condiția femeii într-un stat cu restricții semnificative până la incursiuni în istorie sau chiar romane de doliu care vorbesc despre puterile literaturii în fața morții și a pierderii. Alegerea pe care noi am făcut-o, și anume romanul lui Miguel Bonfoy, Heritage, este un roman amplu, din punctul nostru de vedere, romanul remarcabil al selecției, care s-a detașat într-un mod evident de restul romanelor. Vorbește despre conceptul și de înțelesurile pe care le putem atribui conceptului de moștenire, de heritage. Este vorba despre o moștenire spirituală, literară, de familie, chiar politică, socială și identitară în cele din urmă, pentru că autorul urmărește în ceea ce poate să fie o saga de familie, istoria întregii familii care a suferit la un moment dat în istoria sa un exil și s-a reconstruit identitar. Uniți de pasiunea pentru literatura și limba franceză, studenții au contribuit și în acest an la promovarea literaturii franceze contemporane în România.
Cu recunoștință pentru toți cei care ne-au fost alături în cei 6 ani de existență a emisiunii, vă spun la revedere și vă invit să urmăriți în continuare A doua Românie în fiecare joi seara la TVR Internațional. Toate cele bune!